Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Astăzi va fi al doilea film pe care îl fac și înainte de a umbla la albine trebuie să înțelegem ceea ce eu am ignorat. Am ignorat foarte mult ceea ce a dus și la pierderea stupinei, bolile albinelor. Dacă aveam, iată, această carte, se numește Bolile albinelor de Wolfgang Ritter, probabil azi aveam altă stupină și nu era stupina dispărută. Astăzi, ca început în bolile albinelor, toată lumea ați auzit de Nosema apis, cea mai răspândită boală parazitară la albine. Ea există în toate stupinele, deci nu poate să zică cineva că el nu are nosemă în stupină, fiindcă ea există în formă latentă în toate stupinele. Cum evoluează această boală și ce o determină? Deci această boală se răspândește, s-a răspândit în Europa încet, încet, prin anii 20. Încă nu se știa exact despre ce este vorba, dar a decimat stupine întregi. În țară la noi, cum și pe YouTube, aveți filme unde mulți spun că ei tratează nosema și gata, nu mai are. Nu este chiar așa. Nosema doar se ține în frâu, nu se tratează complet. Ce putem face noi? Cum acționează nosema și cum poate ea decima familii întregi, chiar cu ajutorul apicultorului, omul fiind o parte a problemei albine. Deci, boala în timpul verii există în stupini, în formă latentă, datorită vieții scurte a albinei. Albinele bătrâne, premurind, o să moară unde mor ele cu o parte din sporii de nosema, fiind mai puțin spor transmiși spre albinele tinere. Toamna târziu, aceste spori nu se pot încă activa, deci fiindcă boala se activează la temperaturi între 20 și 35 de grade, deci nu se activează la temperaturi mai mici. Iar puietul, ca să crească, este nevoie de temperaturi de 35 de grade. Asta ca să înțelegem cât de important este ciclul puietului în activarea bolii. Acest parazit se hrănește cu proteina din hemolimfa albinei. Deci, dacă avem o infectare gravă cu nosema în toamnă, să zicem că albina care și-a format corpul gras va fi foarte repede scăpată de corpul gras de acest parazit. Deci, ea și-a format corpul gras, este infectat cu nosema, iar nosema va consuma prin hemolimfa albinei proteinele. Deci ea va trăi mai puțin și nu va prinde primăvara. Și reginele afectate de nosema vor pieri în timpul iernii, fiind una dintre cauzele principale din cauza celor pierreginele iarnă. Să spunem că ați auzit că
le-a pierit 2-3 regine, e cel mai probabil au pierit din cauza nosemei. Deci, în timpul verii există nosema în stare latentă, toamna există mai mult spor, deci există și toamna, în timpul iernii există, nu este activă din cauza temperaturilor scăzute, fiindcă în momentul în care nu este puiet în stup, nu sunt nici 20 de grade, undeva până în 24 maxim încălzește fără puiet ghemul în timpul iernii. Deci, când se activează nosema și de când pierdem familiile, deci putem pierde oricând din cauza nosemei. Bineînțeles, dacă nu suntem atenți. Deci, dacă primăvara, când începem să creștem puiet tânăr și există zboruri de curățire foarte dese, acest parazit este ținut în frâu prin pur și simplu la curățenie a albinelor. Dacă începem hrănirea proteică înainte de a avea zboruri intense de curățire primăvara, atunci favorizăm înmulțirea parazitului și familiile vor pieri primăvara sau pur și simplu vor infecta întreaga stupină, care în luna lui mai semnele vor dispărea față de ochiul apicultorului, dar ea va exista, bineînțeles, și se va activa toamna. Deci ce trebuie să facem? Deci nu trebuie să dăm hrană proteică înainte de a avea zboruri intense, asta ați mai auzit probabil. Nu trebuie să punem scărițe la ordinișul stucului, fiindcă albinele care sunt infectat grav, cele bătrâne, vor părăsi stupul, se vor târâ pe jos, acelea sunt foarte infectate și punând scărițe la ordiniș, ele vor reuși să urce înapoi în familie și vor infecta mai departe familia respectivă. Ce să mai pot spune despre acest parazit? Se poate mulți foarte ușor prin rame vechi, spori existând în rame vechi, ei trebuie dezinfectați. La fel și lăzile trebuie dezinfectate, fiindcă în caz de zboruri mai puține și în timpul verii, chiar când sunt de perioade ploioase, noi nu vedem cu ochiul liber. Albina se spune că nu defectează în stupe, dar în anumite condiții face acest lucru și albina care face curat în stup se va infecta și sporii de nosema se mulțesc foarte rapid. Cam asta, deci eu, unul, am renunțat la adăpătorul de apă. În filmele trecute o să vedeți un butoi cu o scândură pus, tocmai pentru a ajuta albinele să bea apă, făcându-le un bine, să zicem. Dar n-am făcut bine. Și mulți fac acest lucru. Totul a pornit de la un singur om, a făcut și a făcut și alții. Și în unele cărți chiar există să se pună apă și am văzut scrise aceste lucruri. Eu am renunțat și am pus apă în interiorul stupului cu o adăpătoare de urdiniș, evitând astfel în mare măsură contactul albinelor cu sporii de nosema care pot fi în apa infectată de pe scândurile respective sau picurători sau butoaie sau găleți sau orice ați spune. Acesta este un motiv pentru care am renunțat la adăpărătoare puse în stupină, unde să vină albine din toate părțile, nu numai de la mine, că albina poate să vină și de la altă stupină și să fie bolnavă, dejectează pe scândură, de acolo altă albină bea și imediat se infectează
într-o anumită măsură cunoscem. De ce este așa important să ținem în fluid, fiindcă albina infectată cunoscem trește mai puțin. Chiar am scris acum pe Facebook că de albina de carne ea nu există. Este o vorba apicultorilor care spun că are albina de carne și bineînțeles cum să nici n-ai cum să vezi în timpul verii o infectare cunoscem. Acest lucru se va vedea dacă acea familie va trece de iarnă. Dacă a avut nosema sau nu a avut nosema, eu consider că au nosema chiar dacă nu se vede cu ochiul liber, mai ales în timpul verii, cum este și acum. Deci încercați să mențineți familiile curate, tratați pentru nosema toamna și primăvara. Deci cam asta. Medicamentele sunt pe piață, medicamente destinate albinelor și special pentru nosema. Nu trebuie să faceți altceva decât să tratați toamna și primăvara și să alegeți un medicament care considerați dumneavoastră că este mai pe bugetul dumneavoastră până la urma urmei, fiindcă au niște prețuri, dar doar cu albine doar cu medicamente destinate albinelor. Nu vă jucați cu alte substanțe, fiindcă nu e chiar așa cum se zice pe toate aceste site-uri unde găsești tot felul de informații. Deci, dacă vă este mai ușor să verificați aceste informații care vi le-am dat, luați această carte. E simplu, nu-i scumpă, cred că undeva la 7 lei. Nu o să vă fac reclamă la niște prețuri să fie foarte scumpe sau ceva. Nu? Este pentru începători. Prima dată puneți mâna pe această carte. În filmul următor o să vorbesc despre Acarapis budii. E un mit, s-a vorbit atâta, există. Ca și orice boală în stupină. Bine, până data viitoare, numai bine!